Lunii 21 august începe sesiunea din toamnă a examenului de bacalaureat. Prima probă pe care o au de trecut absolvenții de liceu este la limba și literatura română, proba scrisă. La nivel național, aproape 40.000 de elevi de clasa a 12-a s-au înscris la sesiunea de toamnă a examenului de maturitate. Afișarea primelor rezultate până la ora 16 și depunerea contestațiilor, orele 16:20, au loc în data de 1 septembrie, iar afișarea rezultatelor finale este programată pentru data de 6 septembrie.